Mulțumesc! Aș vrea să subliniez în primul rând sau să felicit editura Humanitas pentru încă un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, pe lângă recent laureații Mario Vargas Llosa și Herta Müller, pe care îi puteți găsi în standul editurii. Moyen, da, sigur, îl uitasem. Moyen se pronunță? Da, Moyen, sigur, excelent și Moyen. Aveți deci de unde alege laureați Nobel. Dacă îl veți alege pe Patrick Modiano, e bine să știți cu ce aveți de a face. Este o scriitură cu totul și cu totul specială. Aș defini-o printr-un amestec de melancolie și mister. Misterul și melancolia domină ambele romane. După părerea mea, de asemenea, sunt cele mai bune din cariera lui Modiano. Strada Dughenelor Întunecoase și Micuța Biju par a fi două fețe ale aceleiași căutări. Ele seamănă până în detaliu, de pildă cutia cu biscuiți în care îți ții amintirile, diverse fotografii, diverse mici obiecte care ne definesc pe fiecare în parte. Ele pornesc, așa cum bine s-a spus aici, de la o intrigă quasi-polițistă, foarte pasionantă ca idee, de pildă în Strada Dughenelor Întunecoase, amnezia unui personaj, un personaj amnezic care vrea să afle cine este. Iar în Micuța Biju, o fată care crede că mama ei a murit și totuși îi se pare că o vede la metrou în Paris și pornește să o caute. Acestea sunt numai pretexte, pentru că printr-o scriitură extrem de rafinată, care mai mult ne ascunde decât ne dezvăluie, autorul reușește să aibă de fapt un dialog cu propria identitate. Ce vreau să spun este că nu numai dacă ești amnezic sau dacă ți se pare că vezi oameni în care nu mai există, îți descoperi asemenea lucruri. Ea vorbește despre fiecare dintre noi. O frază cheie din unul din cele două romane, cred că din Strada Dughenelor, este că nu... Că ce e mai important în noi este în trecut. Începând de la copiii de 10 ani cărora li se povestesc lucruri de la un an sau doi pe care ei le-au uitat și până la oamenii mari care uită părți din trecutul lor, care sunt apoi aduse în memorie de diverse întâlniri întâmplătoare sau de diverse, să zicem, madlene prustiene, fiecare dintre noi se redescoperă în diverse momente, își redescoperă un trecut de care uitase și care, în fond, reprezintă identități alternative în lume posibile. Într-adevăr, în Strada Dughenelor Întunecoase, cum bine a zis Mihaela Dedeoglu, personajul aproape că se joacă imaginându-și că ar fi cineva care știe precis că totuși nu este. Deci adună o sumă de identități. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre titlu. În Strada Dughenelor Întunecoase, această sintagmă apare o singură dată într-un raport de la un detectiv particular care povestește despre personajul care ar fi putut fi probabil cel care, amnezicul, cel care își caută identitatea, îi spune că a locuit cândva acel ins pe Strada Dughenelor Întunecoase dintr-un mic orășel italian. Sau, da, din Roma, de fapt, da, e, deci în cartierul evreiesc din Roma. Și atât. Nu mai apare niciodată această sintagmă. Este vorba de acea pistă rămasă neexplorată, de acea potecă care există întotdeauna în viața fiecăruia dintre noi. Cu siguranță există un fir pe care n-am mers și pe care, dacă am merge, poate că putem afla
ceva despre noi ce nu am aflat. Pentru că celelalte rapoarte ale acestui detectiv particular sunt urmărite de personaj până la capăt și el dă de capătul firului. Aceasta rămâne neurmărită. Deci ideea că întotdeauna există ceva necunoscut în noi ce am putea să descoperim dacă mergem pe strada Luzienelor Întunecoase. O carte minunată, Micuța Biju, se numește astfel după o poreclă pe care personajul feminin, o tânără de 19 ani, o primise în copilărie. Odată cu moartea, nu știm, reală sau înșelătoare a mamei ei, ea crede că mama ei a murit cândva în Maroc, când ea avea 10 ani, ea și-a pierdut acest nume, Micuța Biju, de fapt o poreclă. Deci o parte din ea a intrat în neant odată cu moartea mamei ei, așa cum o parte din noi dispare de câte ori ne dispare un cineva apropiat. De multe ori dispare și un nume al nostru odată cu persoanele apropiate. Avem cu toții teritorii care există numai prin prisma celor cu care suntem în relație. De aceea, într-adevăr, moartea fiecărui om înseamnă și o moarte a noastră. Pierdem din noi ceva odată cu fiecare om care ne moare în preajmă. Și asta este semnificația titlului Micuța Biju. Cărțile sunt amândouă delicate. Francezii n-au ratat decât în două decenii de la începutul premiului Nobel, pe care l-a luat tot un francez, Sully Prudhon, în 1901 și până astăzi, francezii au fost prezenți în fiecare deceniu. Deci în 1901-1910, tot așa, au ratat în anii 70 și în anii 90. În rest, au fost prezenți de fiecare dată. Ultimii doi, lui Clézio și Modiano, iată, terminații nou la amândoi, pe când Angelo, aceștia doi sunt scritori dintr-o categorie mai delicată, mai rafinată. Nu sunt atât de cunoscuți cum sunt marile nume pe care tocmai le-am pomenit, dar ei merită categoric citiți. În plus au și avantajul aceste două cărți că sunt scurte, deci vi le recomand cu toată căldura. Sunt ceva cu totul special. Vă mulțumesc!